dintre acele cărți care îți pot schimba viața. Și îmi cântăresc bine cuvintele când vă spun lucrurile acestea. Nu poți să treci prin jurnalul Anei Frank și la capătul lecturii să mai fii același om. Nu poți să te întâlnești cu această fetiță care pleacă la drum la 12-13 ani, având îngerul copilăriei și al vieții pe un umăr, și să o găsești la sfârșitul jurnalului cu îngerul morții pe umăr și să rămâi indiferent. Nu mai poți să nu prețuiești viața pe care o ai după ce vezi cât de ușor se poate frânge o viață și ce viață și ce zbor ar fi avut Anne Frank dacă ar fi fost lăsată să zboare. Această carte are darul de a individualiza o tragedie care a marcat secolul 20. Anne Frank este un caz extraordinar, literar vorbind, de precocitate. Pentru că dacă citești cu atenție acest volum, remarci de fapt trecerea de la un timbru care este timbrul copilăriei la un timbru al maturității. Este o carte care, într-adevăr, așa cum se spunea și mai înainte, nu are cum să nu te schimbe. Este o carte pe care, dacă o citești, fără îndoială, vei fi îndemnat să-ți administrezi altfel viața.